Bună seara, bună seara, prieteni, am început cu un vlog. Avem aici o rață foarte puternică, dezvoltată. Să-l tai așa bucățele, să-l bag în bar, să nu mai pun în copil. Lasă cuțitul jos, nu mai-l arăta. Nu am nevoie cuțitul. Bagă mai bine așa. Uite, e frumușică rățuța de la doamnă. Îl avem aici pe Nașu, pe Nașa, pe bunica Maria. Acum trebuie să tăiem mai... Leuțu, tu n-ai voie aici ce trebuie să filmezi. N-am voie. Rața. Aici ce avem? Prăjeală. Rămânâncă aici și prieteni un chec de ăsta de la Nașa. Am zis să pun un tavă, iar, dar nu... E mai bună. Lasă mai bine bază așa bucăza în varză, să-ți cum se face, dă gustul tot în varză acolo. Așa, știi, rămâne în altar, e carnea, știi, la rață. O fi de aia, nu o fi chinărică. Aici e piciorul. Știi, Nașu, că bucătarul a avut o avarie. Da. A picat așa, la planare de aia, în cap, pe o coastă, așa, rostogol. A avut aterizarea bruscă după da. Eu mă mir că n-am mai continuat pe coasta aia. Cum am căzut, parcă am căzut așa. Nu. Știi care a fost problema? Avea 100 la oră și mergea cu bicicleta și avea frâne pe dis și a pus frână pe față. Da. Dar putea să rupă piciorul. După dindă. Dindă. Îmi zicea mie, stai tu la mașină, ce mai vin și tu? Să văd eu dindele acolo în pădure. Și mă, cum să te lua singur? Vin cu tine. M-am dus cu el, a căzut în cap, după aia cer că nu l-a ridicat Lidia. Tot eu am sărit și l-am luat accidentat de acolo. Vezi, Naș? Zicea să stai eu la mașină, auzi. O să-ți se umfle genunchiul acum. Știi, mă umflu genunchiul. Păi, îți dai seama dacă s-a zgâriat. Am căzut genunchi și cu palme. Cu genunchiul lângă telefon, dacă picam pe telefon și îl dădeam în două. Da. Gândește-te. Cu genunchi. Și chiar telefonul ăla al lui. A sărit și el să mă prind, dar n-a putut mă prind. A sărit și a luat telefonul meu când a văzut el. Uite, doamnă, pot să și fii căței de înghețat, vezi aici. Dădea daună, atâția bani dacă spărgea telefonul. Tu să fii căței, clipă tată fici. Uite! Și ou. De-i mai încep pe ăla. Cine bea de uță atâta bei? Eu uitați, prieteni, cine a adus, Nașu. Da. Cine bea? Piva. Dar nu mă dușe. Păi... Nu cred că am făcut bine atunci și am făcut cu tine atunci noaptea. Renunță la antibiotic și bagă-te pe pivosolină de asta. Nu s-a produs la vedere... Una vetă. Ce am făcut așa de afară? Vrumă. Ia uitați, prieteni, avem aici... Prieteni, nu am mai vrut să mai pun în cuptor, să rămână rața întreagă. Am zis mai bine așa, potoiașă, făcută, le-am tocat eu așa. Vreau să nu iasă mâncarea mai acră, dulce. E cam acră, că e varză, era acră. Ce nu vreau acritură așa. Vrei să nu-mi dai iar vreun 8 sau vreun 5, că ai văzut. Că nu că, gata. Yes, a trecut luni, a trebuia să ne prezint și nouă notele tale. Închide paranteza, mai bine. Uitați, prieteni, rățuța câtă cotoiaș are. Uite câte sunt de micuțe cotoiașele de la rață. Îți mulțumim, doamnă, pentru rațe care mi le-ai trimis. Am uitat cum o cheamă pe doamnă. Livia? Nu știu. Cum o chema pe doamna? Tati, cum o chema pe doamna care ne-a trimis în soiul? Oana. Vezi, eu am spus Livia, dar nu știu în ce cauza am spus Livia. Oana. Mulțumim să rămână. Să știi că și cocoșelul a făcut pe unsul mâncare și era foarte bun și foarte gustos. Mulțumim să rămână. Și acum
acum, dacă a venit și nașul Marian cu nașa Costina, am zis să mâncăm împreună această rățuță de la mata. Avem și pe bunica Marie aici, prieteni. Marie aici, acum noi. Mulțumim. Marie a fost cu noi la porci. E cam supărată că n-a găsit porci astăzi cu noi. Da. Păi, ea parcă a luat porchea, sau nu? A luat, Maria, nu prea ne-am înțeles prima. Să faci o mămăliță, de ce ziceți Cătăline? Nu mai facem o mămăliță. Unde e băut pălincă bucătare? La Brud, la Câmpeni. Când mergeam pe partea aia cu 3 ani. Acolo aveam prieteni și mergeam iarna. Acum văd că nu mai e Horinca. Văd aici. Gol. Gol, uite, pică și ăsta, uite, știi în ce cauză pică, uite s-a dus ăla. Ăsta și mai are puțin aici. Da. Manivelul, deci am făcut manivelul, ne-a dat daună. Manivelul, de unde manivelul? Păi de-asta, de când sunt politici, de-asta vară, de când. A, de atunci? Cu ce le umpleam, cu apă? Lasă că le umpleam cu pălinca, zis omul că trimite pălinca aia de la astfel de tele. S-o cine trimite? Și o pălincă ca să umplu sticlele, să pun deoparte un manivel acolo. Lui Ion. Poate a venit și eu, cred că, acasă. Da. Veneam cu aia imediat. Păi nu ești manivel, Jay. N-a venit. Îl sun eu. N-a venit. A spus manivele că nu ne lasă el fără porc. Adică el se ocupă de porc, adică operațiunea tranșarea. Nu, dar zic că nu, nici nu ne lasă de sărbători. Păi da, ce ne facem noi fără manivelă la tăierea porcului? Ce ne facem nașule fără el? Că noi nu suntem măcelari așa ca el. Dai uge să răcim și spune, eu te-am avut porc în curte. Eu am luat în brațe, eu l-am în brațe. Știi ce mi-a spus odată? Că dă din sărăcia lui și că mi-a șeptat, mi-a spus. Da, da, da. Când o să fac 18 ani. Eu toc așa pe tânjelul cum făcea baba bătrână, nu mai fac pe tocător. Străbunica sau străstrăbunica? Străbunica. Așa făcea străbunica. A picat o frunză, dar aia îi pun o bucătare în farfurie, că lui îi par ce măt ăsta, cum îi zice... Mărar. Nu mărar, mă, e pătrânjel ăsta, nu mărar. Așa va gândi eu, pătrânjel, mă. Facem așa o mâncare... Iarna, prieteni, folosim foarte multă varză. Mâncăm la varză, cu 2-300 de kg de varză folosim iarna. Dar văd că te-ai obișnuit cu vlogurile. De unde știut că am oprit camera când ai văzut că i-am dat drumul la Blitz? Ți-ai dat seama că am oprit camera de-am? Acum, de 3 ani de zile filmez și să nu-mi dau eu seama. Când am învățat acum, știu ce înseamnă când oprești. Când trebuie să aprind Blitz, nu știu. Păi ca să... Să vadă frumos acolo, știi? Arată bine aici. Păi nu, că nu mă deranjează. Nu. Încet, Iuțu, așa nu mi se cam oameni să se vadă pătrânjelul, că de aia lăsai așa. Se duce la fund. Nu, nu e voie. De ce? Așa se vadă frumos. Ia stai, nu mai amesteca, că mi-a burești camera. Să filmez și eu frumos așa, dar nu, că s-a burit și mi-a burești camera. Da, uite așa frumos. Am vrut să fac o mămăliguță, dar nașa nu prea le are cu mămăliguța. Dacă era patroana, nu se mai punea problema. Trebuia prima no problem, no problem. Mămăliga trebuia pe foc înaintea. Nu puneam mâncarea la foc, puneam mămăliga prima. Acum mâncăm cu păinică. Maria a dat și aici lui Jean, nu știu cum astăzi zice, prieteni, că se dă pomană, că să lasă postul, nu știu ce am înțeles și eu de la bătrân ce am zis. Nu mai schimba acolo la televizor, că mi se vede aici pe fundal. A dat Jean de pomană lui tata. Așa îi ziceam noi, știi, că eu tot așa îi ziceam. Că și dumneavoastră îmi trimitează mesaje și îmi zicea de ce îi spun Jean. Se vede așa spatele lui maică mea la ce se stai la televizor. Da. Păi aici e ca un tuneric, dar da. Tu schimbai acolo la valea. Este bunica noastră la televizor. Nu, se uita el la altceva, dar lasă. Hai să punem atunci măsuța, eu o să-mi servim și noi rața asta. Hai, ce mai stăm? Mai stau, gata, deja. Mai stăm, am? Nu, eu nu las mâncarea sărăcească. Hai să mai stăm jumătate de oră. Noi țigani, eu mâncăm mâncarea fierbinte. Am văzut, de ia foc taluiul, dragă.
Nu știi că noi imediat gata, mâncarea noastră nu e chiar ca așa facem. Îmi pune mai că mi-a ciorba, prietene, mi-a foc limba. A zis și Cătălinul, dar nu. Deci, bă, cuțul, de ce nu lăsăm noi să răcească mâncarea? Cum o dai foc de de pe aragat, de pe sobă, unde facem noi, iar și cuțul. Deci, prietene, ia mâncarea foarte fierbinte, de ia foc limba. Da, repede, punem în farfurie să mâncăm mai repede. Ne grăbim. Eu aici să mă pregătesc cu văzuța. Așa. Ia uite așa, da, bunica de pomană aici. Da, totul de pomană. Mamă, nu mi-ai pus. Avem aici o mingură de mare. Mi-a dus și afară. Ha? Nu uite cum stă bine în pahare, doamne, și eu am mâncat antibiotic. Uite. Dar arată-ți o masă acolo. Doamne ajută, să vezi ce stai. Ai mâncat antibiotic? Cine ți-a pus? Cine te-a pus să mănânci antibiotic? Păi uite, doamne, trebuie să scap și de măsăva, uite că mă doare aici, cum ți-a răpăs. Și eu, știi, de când aveam umflăturaia atunci și nu m-am dus la dentist și luai antibiotic, s-a desumflat. Simt o durere aici când apăs. Uite aici. O durere. Acolo e durere, George. Da, și mă doare. Uite când apăs. Păi nu mai apăs, nu mai apăs așa. Ai mâncat, ești fericit acum? Ai găsit porc ușor? Da. Tot de la bebiță. Vezi că nu te-a lăsat nea bebiță? Îl iau pe lanșule, mai mic, asta e. Ha? Dai pe ăla de 170 de lire. Da, luăm pe ăla mai mic. Ce spune? Asta e. Mai cumpărăm unul mai aproape de 20. Prieten, noi am vrut să luăm lingă. Tot de la nea bebiță am vrut să luăm. Nu lăsăm noi pe nea bebiță. Cum lăsăm noi pe nea bebiță? Nu ne-a lăsat el pe noi. Nu ne-a lăsat, uite, ne-a sunat acum la... Că ne dă porcul celălalt. Ne dă pe ăla lin și pe anul e la dat. Păi... Dar care țigan? Că m-aș duce să le iau de aici, băteți. Nu spune! Intrăm nu peste el. Nici bebiță nu spune. Erau niște tinerii, dar nu vrea să zică. Nu tinerii, vrea să zică. Dar eu cine era tinerii ăia. Că dau eu peste mâncătoare la aia. Lunea bebiță? Nu, la aia mă, ceartă mă întrerupt. Păi spus peste mâncătoare. Îi dau eu peste mâncătoare. Da, ăia, la tinerii, n-au stat la indivizi, să zicem așa. A venit la mea bebiță și mi-a luat purceau. Purcelele, că au luat două. Purcelele, da, că erau purcele. Două. El fac puica pe aici. Anul coșul n-am avut de tine. Oi. Cotoiaje de la rățoi. Să uite cum s-o desprinde de... De la rățoi. Vezi că ți-a buriat camera. Cotoiașul de la rățoi. S-a dus ardei. Nu mai fac mamă, ric. Mi-a camera puțin. Bucătarul ăsta e porția lui. Nu mănâncă sala. E pe dietă. Este pe dietă. Vreau să-mi pe asta un pic. De ce? N-are nici, vă sună pe el. Chiec. Domnul ședeți pe el.